Bună dimineața! Ne pregătim să vizităm un loc interesant, zic eu, și anume, de fapt, o să vedeți unde ajungem. Suntem într-o zonă faină, Oradea. Ieri am fost și am vizitat ceea ce se vede în spatele meu și astăzi o să ajungem exact acolo după trecerea de pietoni. O să vedeți despre ce vorbesc. Loja masonică a fost înființată în 31 octombrie 1876. Mare maestru al lojii a fost Dr. Berkowitz Sigmund. Loja orădeană nu avea un sediu propriu. Ceremoniile se țineau în casa lui Șut Albert, pe actuala stradă Iuliu Maniu, de unde s-a mutat în sediul construit în 1901. În 1891, loja s-a desființat, dar în 1892 s-a reînființat. Avea doar 18 membri. În anii 1890, importanța lojii a crescut și a avut tot mai mulți membri. Conform CF numărul 3684, în 9 mai 1901, loja regelui Ladislau a cumpărat de la orașul Oradea terenul pentru 5205 coroane. În 1901, cu ajutorul lojii mari de la Budapesta, s-a realizat proiectul pentru sediul lojii orădene de către arhitecți budapestani, membrii ai lojii masonice din Budapesta. Francmasoneria este o asociație a zidarelor liberi, fiind o societate secretă. În trecut, membrii aveau semne, vestimentație specială, un alfabet secret și erau organizați în trei grade: ucenic, calfă și maestru, care se întâlnesc și astăzi. Francmasonii lucrează în loji care, la rândul lor, formează mari loji sau mari oriente. Fiecare lojă cuprinde un consiliu și un președinte, maestru venerabil, un mare consiliu și un mare maestru. Francmasoneria orientează individul către desăvârșirea faptelor bune, îl îndeamnă să le săvârșească tot timpul, ceea ce permite să fie definită ca o fraternitate de luptă contra răului, de credință în ființa supremă, ca arhitect al universului. Francmasoneria nu este nici o religie, nici sectă, ci o abordare spirituală bazată pe libertate individuală și pe toleranță reciprocă. Astăzi, principalele simboluri masonice sunt cele trei mari lumini: echerul, compasul și volumul legii sacre, precum și litera G scrisă în interiorul unui echer și al unui compas. Mistria, instrumentul cu care zidarul îndreaptă și netezește mortarul până la obținerea amalgamului și a formei perfecte, reprezintă simbolul masonic al binefacerii, dorința de a-l ajuta pe cel care are nevoie. Exprimă caritatea, voința canalizată spre o generozitate activă, ziditoare, iubirea fraternă care cimentează conexiuni rezistente între oameni, lipsite de rigiditate și capabile să ia orice formă în vederea răspândirii, binecuvântării iluminate și a toleranței generoase. Membrii ai masoneriei române au fost și Nicolae Bălcescu, Mihail Cogălnicianu, Vasile Alexandrii, Ion Brătianu, Bogdan Hajdeu, Titu Maiorescu, Nicolae Titulescu și mulți alții. Craniul și oasele, sau în mod specific craniul, este de fapt simbolul morții,
fiindcă nimeni nu poate evita moartea și toți suntem egali în fața ei. Acest lucru este mai mult un mijloc pentru a ne reaminti că, indiferent de statutul nostru în viață, bogat sau sărac, toți avem aceeași soartă și că scopul nostru este să facem această lume mai bună pentru toți. De multe ori suntem dezamăgiți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Uneori suntem dezamăgiți de propriile noastre slăbiciuni sau încăpățânări, de faptele, sentimentele sau gândurile noastre. Alteori suntem dezamăgiți de cuvintele, gesturile, faptele celor din jurul nostru, ființe dragi sau persoane necunoscute. Coloanele, ca simbol masonic, reprezintă dualitatea. Sunt poziționate în partea de vest a intrării templului, evocând coloanele ridicate de Hiram în templul lui Solomon. Coloana cu cele trei roți simbolizează elementul feminin, aerul, suflul vital, sensibilitatea, mercurul înțelepților, iar coloana ce susține globul simbolizează elementul masculin, focul, căldura vitală, activitatea, sulful alchimiștilor. Coloana este un simbol al forței, fermității și protecției, dar și al înălțimii, stabilității și echilibrului, făcând legătura între cer și pământ. Masoneria a fost înființată în Anglia în anul 1717. Ideile masonice au prins repede și s-au răspândit cu iuțeală în toate țările din apusul Europei, câștigând un număr mare de membri, în special din pătura cultă a societății și chiar dintre capetele încoronate. Francmasoneria s-a schimbat însă la față și a luat îndată înfățișări diferite și a urmărit alte scopuri, datorită elementului evreiesc care a pătruns în ea și a servit-o intereselor lui naționale.